Sorina Matei desfinează interviul Cristoiu Ghi, o filmare trist cu spatele la public sublinierei de abuz sublinierei la în fața intervievatului. Inta unic este efadna. Mizeria puturoasă nu se va numi niciodată jurnalism, susține jurnalista Sorina Matei într-o postare pe Facebook, care critică în termeni extrem de duri interviul acordat de Sebastian Ghi lui Ion Cristoiu. Jurnalista susține ce inta unica acestui interviu, care este un deal, sub forma unei discuții filmate, este efadna, Laura Codroacovesi. Sper ce s-a lemurit toată lumea, dacă mai era cazul, ce interviul nu este un interviu, în sens jurnalistic, ci este un deal/o înțelegere, sub forma unei discuții filmate, ce se dore subliniere te maximizat sublinierei umflat in crescendo, climax al unei campanii iar cinta unic este subliniere efadna. În filmare, ziaristul pactizează/confirmă/este în conivent evident, feci subliniere, continuu subliniere i-a asumat cu intervievatul, uit ce ele reprezintă în realitate publicul, în subliniere uit rolul sublinierei intră în mod gre subliniere IT sublinierei fatal în jocul intervievatului, devine prelungirea, confirmarea sublinierei legitimarea lui mediatic. Acceptând să primească sublinierea i se descrie o poză/captură pe care nu arată publicului pe care el le reprezint. O filmare trist cu spatele la public sublinierei de abuz sublinierei la în fața intervievatului ciugulind sublinierei mestecându-i firimiturile pe care ci le arunc plictisit. Adulmecându-i bucuros sublinierei în extaz resturile, zici, da, aveți dreptate, mai vreau. A sublinierea ceva n-are lecturi nici cu meseria noastră, nici cu jurnalismul, nici cu speciile jurnalistice, nici cu publicul. Ce se întâmplă este o mizerie puturoasă, oru sublinierei care ne face de râs sublinierei ne decredibilizează meseria pentru ce persoane care au legitimație de jurnalist sunt în stare să fac chiar sublinierei a sublinierea ceva. Ulterior, confirmarea sublinierei realizarea faptului ce filmarea nu poate fi numit interviu, e atât de proastă. Slab din punct de vedere al conținutului jurnalistic, pentru ce nu explorează deloc personajul principal/subiectul controversat al interviului, ba chiar levit cu intenție, este trecerea la alt nivel. Pe timpul derulării difuzării filmării, deja de la episodul 2, chiar intervievatul intră în direct se, sublinierei explice sublinierei se, sublinierei continue filmarea/și iesirea ratat iar ziaristul începe să explice ce a vrut să spun de fapt intervievatul pe care el l-a avut în fapt sublinierei nu l-a explorat. Îl mai legitimează sublinierei îl confirm de câte ori poate. În general, întotdeauna în lecturi cu altii, cintele reale ale filmării, ale discuție, ale intervievatului, ale întregului demers puturos. Finalul apoteotic este ce filmarea care e despre o poză cu altcineva sublinierei acelea sublinierei personaje, tot timpul altele/niciodată despre subiectul pe care îl ai în fac, este explicat tot suplimentar ca dozaj în crescendo sublinierei de alte personaje din aceea sublinierei poză/captură, rude ale intervievatului, poză.
viteza slash captura nefiind arătat în continuare publicului. Pentru ce, în esent, în acest caft mizer nimnui nu-i pas de public, ci doar de cinte. O mizerie tipic sublinierei specific marca Sebastian Ghic, care n-a înțeles niciodată care este rolul sublinierei, locul presei, al jurnalismului în societate, relația fundamental cu publicul sublinierei, practic o formă mediatic de subliniere antaj, dau poza slash filmarea, te compromit dacă nu scap de dosare, doar pentru ce el are probleme sublinierei o face numai prin intermediul prietenilor săi care ne maculează meseria, scrie Sorina Matei, pe Facebook.